Spitalul Municipal din Orșova a desfășurat în comuna Dubova, în satele Eibăntal și Baia Nouă, o acțiune de voluntariat fără precedent. Aceasta a constat în consultații medicale extrem de utile și analize medicale gratuite. Personalul medical și nemedical al Spitalului Municipal din Orșova a desfășurat în acest weekend o amplă acțiune de voluntariat benefică pentru persoanele vârstnice din localități izolate din județul Mehedinți. Foarte bună, foarte bună, îi mulțumim care au luat inițiativa asta, că n-ajungeam niciodată să-ți faci analizele. De la sat, dacă te duci la unul să cumperi, de-abia vin la dispensar să-ți ia aia. Și în lumea la sat e mai lăsătoare, nu ca de la oraș, știi, orice, fugi la medic. Și aceste analize sunt destul de importante pentru sănătatea. Dar nici n-aveai bani sau poate ce, îți dădeau o trimitere, dar trebuia poate să plătești ceva și n-aveai de unde să plătești. Suntem bolnavi și stăm așa, că asta e, pensia e mică cum e mică și nu poți permite să te duci. Aceste investigații sunt necesare. Sunt foarte necesare. Era greu să ajungeți până în municipiul Orșova? Cam greu să ajungem până la Orșova, pentru că trebuie bani ca să te duci. Cum nu sunt bani, știți dumneavoastră cum e. Dumneavoastră, pentru ce investigații ați? Pentru cardiologie. Pentru tensiunea, când crește, când scade. Chiar am vrut să văd și la doamna doctor ce îmi spune și ce putem să facem. Sunt plăcut impresionată de toată echipa care a venit aici, chiar că e ceva extraordinar, nu mă așteptam să fie așa. Am făcut deja ginecologic la vârsta noastră, e foarte indicat să faci Papa Nicolau, pentru că oricând te poți trezi cu un cancer sau alte probleme și mă bucur, acum aștept celelalte consultații. Eu n-am o posibilitate să fiu nici până la magazin, că nu pot să merg. Merg. Vă mulțumim frumos. Sunt binevenite. Sunt foarte binevenite și vă mulțumim la toată echipa, vă mulțumim și vă salutăm și vă salutăm cu toată. Când am văzut mașinile, parcă a crescut inima noi. E ceva frumos, ceva bun. Ceva omenesc. Tot în cadrul acestei activități de voluntariat, persoanele greu deplasabile au fost consultate la domiciliu de o echipă formată din medici specialiști, însoțiți de o ambulanță a Spitalului Municipal Orșova, care au efectuat un consult medical de specialitate, dar și analize medicale gratuite. Lăsați mâna lângă dumneavoastră, așa, să fie relaxat. Hepat pentru ficat. Da, ala eu. Fac parte din echipa mobilă. Vom merge la câteva familii care nu se pot deplasa, să îi tratăm la domiciliu dacă putem, să-i consultăm și eventual să îi îndrumăm ce să facă pe viitor. Suntem asistați și de o ambulanță de la spital. Dacă va fi nevoie, îi vom transporta chiar noi. Ori în locul unde deja sunt colegii mei și consultă și se iau analize, dacă nu, îi vom transfera chiar către spital. E foarte bine, binevenit că suntem oameni în vârstă, deja depășim vârsta a treia, nu mai suntem transportabili, nu rezistăm nici în mașini ca să fim, dacă mă pun în mașină și merge cu un 60 și am întors prima curbă, îs amețit, îmi vine să vomit și nu... Printre serviciile medicale prestate de către echipa Spitalului Municipal din Orșova se numără analizele de laborator, consultațiile de medicină internă, recoltarea, test Babe și Papa Nicolau, consultații pediatrie, consultații ginecologice, urologie, cardiologie și ORL. Sunt extrem de încântat și bucuros, în primul rând, că media celor care fac acest voluntariat, media de vârstă, ca să spun așa, este extrem de redusă, dar avem lângă noi și medici mai în vârstă, dar este o acțiune în care, din suflet, punem tot sufletul și vrem să creăm o empatie cu pacienții care, poate unii dintre ei, nu au reușit să ajungă niciodată la consultații medicale într-un spital sau într-un ambulatoriu. În al doilea rând, o facem pentru că suntem interesați de toată zona, pentru că Spitalul Municipal din Orșova asigură serviciile medicale într-o regiune destul de mare, toată clisura Dunării și o parte din Banat. Și atunci e bine să avem aceste feedback-uri în ceea ce privesc serviciile medicale, care ne ajută, în primul rând, îi ajută pe pacienți și, în al doilea rând, ne va ajuta și pe noi
să vedem cum stăm în județ și în zona noastră arondată, să spunem, pentru servicii medicale. Este o echipă minunată, asigurăm servicii medicale complexe și complete. De exemplu, avem de medicină internă, cardiologie, ORL, pediatrie, analize de laborator și aici trebuie să le mulțumesc, să-i mulțumesc firmei care ne-a ajutat și care a venit pur și simplu de la Hunedoara, fără nicio pretenție, fără absolut nimic. Avem consultații pentru prima oară, cred că o surpriză plăcută pentru comunitate, inclusiv consultații ginecologice cu recoltare de frotiuri pentru teste Babeș Papa Nicolau, care vor fi cu titlu gratuit. Tot cu această ocazie au fost donate două paturi de spital multifuncționale și moderne persoanelor imobilizate aflate în dificultate. Inclusiv facem consultații dermatovenerologice și mai ales avem și un sprijin logistic de la medicul nostru de urgențe și alături de noi mai avem și un asistent medical de la ambulanță care ne ajută și, după cum ați observat, chiar au plecat echipa mobilă, pentru că facem și consultații la 12 pacienți care nu sunt deplasabili și echipa mobilă a plecat spre acei pacienți și la final, când vom urca în satul Aibăntal și Baia Nouă, vom face și o donație de două paturi pentru persoane supraponderale și cu dizabilități care nu se pot ridica, paturi cu telecomenzi, cu saltele speciale, care să-i ajute și să le, spunem așa, să le îmbunătățească traiul pentru suferințele pe care le au. Personalul prezent la această acțiune a fost de aproximativ 40 de persoane însoțiți de două ambulanțe și autoturisme personale. Managerul Spitalului Municipal din Orșova, Adrian Cican, este un om implicat în activitatea sa, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea sistemului medical din zonă. Acesta este apreciat de cetățeni și își dorește ca astfel de acțiuni să fie desfășurate din ce în ce mai des. Sunt extraordinar de încântat că această echipă, suntem aproape 40 de oameni, facem împreună acest gest, pentru că până la urmă cred că noi trăim și trebuie să facem aceste lucruri și prin acte de caritate și prin acte de voluntariat și nu va fi ultima și ne-am propus să facem câte o acțiune în fiecare lună. Toate aceste investigații nu au avut obligativitatea de a prezenta un card de sănătate sau bilet de trimitere de la medicul de familie, deoarece aceste servicii medicale sunt pentru a ajuta persoanele din localitățile izolate, care nu au acces la servicii medicale.